vârstă 22, 85 de kilograme, 1,87 m, cu o alonjă de 1,89 m, având un record personal de 28 de lupte, 24 de victorii și 4 înfrângeri. El este specializat în jiu-jitsu. Se luptă pentru Absoluto București, coach Tudor Mihăiță și Camil Moldoveanu. Din România, București, în aplauzele voastre pentru Andrei George Robert. All right, ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, în atenția voastră către colțul roșu. Vârstă 25, 1,73 m, 72 de kilograme, cu o alonjă de 1,75 m, având un record personal de 30 de victorii și nicio înfrângere. Ladies and gentlemen, specializat în judo, jiu-jitsu, MMA, sambo, se luptă pentru Agon Fighting, coach Octava Aneghice. Doamnelor și domnilor, în aplauzele voastre pentru Cristian Iorga! All right, doamnelor și domnilor, avem o rundă, 10 minute. Nu uitați, e un meci de grappling, open weight, categorie deschisă. Are you ready, coach? Referee in the ring, Yamato Zaharia. Please. Prezentați cei doi luptători, prezentat și regulamentul, le spuneam o singură repriză de 10 minute între cei doi sportivi. Îl avem pe Andrei George Robert cu acest tricou predominant blu și adversarul său este vorba despre Cristian Iorga, îmbrăcat în acest echipament negru cu galben. Cei doi luptători bucureșteni. Iorga are 25 de ani, adversarul său 22 de ani. Au început lupta, spuneam, suntem pe reguli de grappling, regulii promovate de Federația Română de Kempo. Cei doi sportivi au început acum să duc la sol. Foarte bine l-a pus Andrei George Robert pe adversarul său. Se duce după această strangulare cu brațul drept. A încercat să prindă o ghilotină. Foarte bine Iorga s-a apărat. Încă o dată l-a luptat în picioare cei doi sportivi. Mai puțin de un minut a trecut din această primă repriză și am văzut acea încercare a lui George Robert. Încă o încercare de trecere la sol din partea lui Iorga. Foarte mari șanse ca să se termine o luptă înainte de timpul regulamentar, ca timpul regulamentar să expire. Este în momentul atunci când cei doi sportivi se duc la lupta la sol și se pare că Andrei George Robert, un sportiv care vine din jiu-jitsu, preferă acest lucru, tocmai de aceea singur s-a pus pe spate și l-așteaptă pe adversarul său să vină peste el. Iorga îl așteaptă, încearcă să prindă o poziție în care să se ducă într-un control. Adversarul său s-a făcut ca o minge acolo și încearcă acum să-l prindă pe Iorga de un picior, să vedem ce va reuși. Iorga se duce și el după piciorul adversarului. Cei doi nu au voie să finalizeze pe glezna oponentului. Singurul procedeu pe picior este acela în care pot finaliza pe genunchiul adversarului. Yamato Zaharia, arbitrul din ring, foarte atent în acest moment. Cel care atacă este Andrei George Robert. Lui Iorga îi se strigă din colț, îi se dau indicații cum ar putea să scape. Încearcă să iasă de acolo Iorga, să se ridice. Adversarul său continuă să-l țină la podea pe Iorga. Îl vedem
căutând finalizarea pe genunchiul lui Iorga, care scapă într-un moment. Și continuă Andrei George Robert să-l aștepte la podea pe adversarul său. El vine, spuneam, dintr-un sport în care majoritatea timpului așa se desfășoară lupta. La sol, mulți dintre practicanții de jiu-jitsu preferă să se lase singur pe spate, să-l aștepte pe adversar și de acolo să dezvolte un atac. Vedem cum încearcă Iorga un atac, adversarul său se ghemuiește, cum spun cei care practică acest sport, să facă un match acolo. Este un sport cumva nou pe televizor la noi în țară. Este un sport, noi suntem obișnuiți cu kickboxing-ul și cu MMA-ul, bineînțeles cu boxul de foarte mult timp, dar în ultima perioadă kickboxing și MMA-ul profesionist, în care vedem astfel de momente, dar și lovituri de picior sau de brațe, unele legale chiar și lovituri de coate. O să avem ceva mai târziu și un meci pe reguli de arte marțiale mixte, un singur meci în această seară, pentru că suntem într-o perioadă dificilă, o perioadă în care galele au avut o pauză foarte, foarte mare. Știm foarte bine, în acest an s-au organizat ceva gale până prin luna martie în România, după care au început să dispară. Asta a fost deciziile și știm foarte bine care sunt discuțiile din cauza unui virus apărut. Și atunci, ușor, sportul a început cu acele sporturi din exterior, sporturi de echipă, după care au început și sporturi individuale. Acum l-am văzut pe Andrei George Robert încercând să se ducă după brațul unui adversar, foarte bună defensivă lui Iorga, care a scăpat din nou în picioare cei doi luptători. Dar spuneam că au fost aceste momente în care tot sportul a trebuit să se oprească, după care au revenit ușor sporturile în aer liber, sporturile de echipă, după care ușor sporturile individuale, iar acum în toamnă, spre iarnă, au apărut câteva evenimente de la amatori și la profesioniști, organizate în diverse federații. Iar sportivii nu că n-ar fi pregătiți sau poate să fie un pic ieșiți din ritmul pe care l-aveau în competiție și mai mult de atât la teste, unii dintre ei mai și pică la testele anti-Covid. Testul Covid, mai corect spus. De aceea, mulți promotori caută să organizeze într-o gală una-două părți, poate cât mai multe meciuri, în caz că pică câțiva luptători, atunci să rămână celelalte meciuri în picioare. Încearcă acolo să îi prindă un braț lui Iorga, să vedem dacă va reuși. Încearcă Iorga să se ducă și într-un control lateral. Dacă rămânem în aceeași situație până la sfârșitul reprizei, o să avem încă un meci terminat la egalitate. O altă problemă în această perioadă și pentru sportivi, bineînțeles, este lipsa publicului. Nu este acel scop de fond, nu există încurajări. E destul de greu, un singur om la colț.
Felix și cu Moș sunt la... destul de complicată perioada. Bagă brațele mai adânc. Bagă deasupra. Pășește pasă înapoi cu stânga. Așa, așa, așa. Ne apropiem de finalul acestui meci. Continuare, Iorga încearcă să-l depășească postura adversarului. Sunt foarte bine pregătiți fizic cei doi sportivi. E fort, dar niciun trei nu cedează. Merge, merge! Hai, mișcă-te! Iorga, un totor cu mai puțin de 30 de victorii pe acest regulament în palmares, din tot atâtea meciuri, adversarul său cu 24 de victorii și 4 înfrângeri. Așadar, cu vârsta lor, doi sportivi foarte experimentați, cu multe lupte. De aceea, au dus cap la cap cu această lupte și au reușit defensiv cei doi sportivi, au reușit să se apere foarte bine. Poate să duce după o finalizare pe piciorul adversarului. Îmi face, trage-o tu acolo, trage-o tu, nu te apăte pe burtă. Bun, le avem picioarele. Iorga se apără foarte bine, a încercat atunci să... Andrei George Robert, dar nu cred că mai e timp pentru nimic. Și vom avea și al doilea terminat la egalitate pe rândul de greplică în această seară. Da, încă o luptă terminată la egalitate, pentru că niciunul dintre sportivi n-a reușit să îl facă pe celălalt, să-l finalizeze pe celălalt luptător. Și așteptăm decizia oficială.